Discuțiile au pornit de la premiza că în Israel trăiesc peste 450.000 de israelieni născuți sau cu rude în România. Că în țara noastră există o vastă cultură israeliană evidențiată prin prezența pe teritoriul României a 85 de sinagogi și peste 30 de cimitire și că la ora actuală există peste 600.000 de israelieni în căutare de noi destinații pentru a călători și a-și petrece timpul liber, spun oficialii. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că demersurile întreprinse pentru aeroportul Transilvania, Târgu Mureș, să fie un nou punct de acces al israelienilor în România sunt sustenabile atât dorința poziționării aeroportului în zona centrală a țării față de alte aeroporturi, potențialului turistic transilvan pe care îl deservește, cât și datorită condițiilor tehnice superioare față de celelalte aeroporturi din zonă. Zborurile charter previzionate a se desfășura din primăvara anului 2012 dintre Tel Aviv și Târgu Mureș, cu români care să viziteze locurile sfinte din Israel și cu israelieni care să deguste din frumusețile României sunt în pregătire, ele putând fi finalizate rapid în funcție de interesul manifestat de agențiile de turism din Israel și din România. S-a stabilit că cei prezenți la discuții vor participa și la târgul de turism din Israel din februarie 2012, fapt pentru care se vor pregăti broșuri în ebraică despre potențialul turistic din România și un studiu de marketing privind strategia de realizare a schimbului de turiști israelieni și români. Cu ocazia târgului, o delegație română din care vor face parte cel puțin 30 de oameni de afaceri români se va afla în Israel și vor întoarce astfel vizita întreprinsă în România de delegația israeliană.